teta cu care mă mândream era din Banat, de la da, mine. Da, da, suntem bănățeni amândoi. Stella, dragă, vreau să spun bine ai venit. Îți mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt într-o asemenea atmosferă și o asemenea personalitate. Și te felicit, Paul, că tu întotdeauna inviți oameni extraordinari și dânsul este un om extraordinar. Stella, sunt curios să-mi spui, cum e domnul dr. Goloido ca prieten? Of, el este un om minunat. Și atunci când iese din halatul acela alb, devine un om absolut normal, un om deschis, un om gata să te ajute și un om vesel. Și este un om extraordinar și ajută cât poate și mai ales în afară de oamenii normali, artiștii. Și nu sunt foarte mulți care sunt deschiși așa cum este el. Domnul doctor Goloido, și acum întrebarea care sparge toate barierele. Iubiți România? Părerea mea, acolo unde te naști printre oamenii cu care străiești copilăria și cea mai mare parte din viață, pentru mine tot România este, indiferent de naționalitate. Doamna Stella Enache știe, m-am născut în Banat, erau tot atât de bine, vorbeam germana, româna, bineînțeles, și maghiara din familie, deci nu era o problemă de limbă, eram... Trăiam foarte bine împreună și ne înțelegeam extraordinar de bine toți. Stimați respectatori, am pentru domnul doctor distinția Drag de România Mea pentru menirea de a dărui și altora din talentul și implicarea și împlinirea dumnealui pentru profesionistul Zoltán Goloido din partea emisiunii Drag de România Mea postului.